În cadrul zilelor șaguniene, la Biblioteca Județeană Astra din Sibiu, a fost vernisată astăzi expoziția Sfântul Ierarh Andrei Șaguna prin ochii micilor iconari din centrele Arhiepiscopiei Sibiului. La vernisajul acesteia a participat și preasfințitul părinte Ilarion Făgărășeanul. În cadrul expoziției sunt prezentate icoane pictate pe sticlă, realizate de copii de la 6 centre parohiale din Arhiepiscopia Sibiului, coordonați de preoții parohi sau de profesorii de religie de la școlile de care aparțin. La vernisaj a participat și preasfințitul părinte Ilarion Făgărășeanul. Binecuvântarea preasfințitului fost mitropolit Laurențiu, am venit la acest vernisaj al expoziției cu icoane pe sticlă executate de copii de la 4 școli și de la 3 parohii. Iată că acești copii care sunt îndrumați de profesori și de părinți de la parohie care își fac timp în afara orelor de program, după masă, după ce vin copiii de la școală, să aibă răbdare să inițieze în această pictură pe sticlă. Cum spuneam și copiilor, lucrând la chipul Maicii Domnului sau unui sfânt, mintea trebuie să fie imediat în cerul dus acolo unde sunt sfinții și bineînțeles că iau bucuria de a lucra, bucuria și răbdarea, ca să până la o răbdare mult mai mult la început, dar după ce deprinde aceasta o să fie o plăcere și o bucurie că abia așteaptă să vină ora de pictură, să meargă să lucreze. În cadrul evenimentului au fost premiați coordonatorii centrelor parohiale participante, profesorii de religie și tinerii implicați în realizarea lucrărilor expuse. Este o mare bucurie pentru noi că și în acest an, în care sărbăm 100 de ani de la Marea Unire, am reușit să organizăm în această sală a Bibliotecii Astra din Sibiu această expoziție cu titlul Sfântul Andrei Șaguna prin ochii tinerilor iconari. Este a treia ediție acestei expoziții și se încadrează în manifestările dedicate Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Anul acesta, la această expoziție, au participat 4 școli, 3 din județul Sibiu, una din Gura Râului și 3 parohii. Parohia Rășinari, Parohia Slimnic și Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Sibiu. Iar școlile participante sunt Liceul Tehnologic Carol I din Sibiu, Școala Gimnazială Ioan Slavici, Școala Gimnazială Aurel de Cei din Gura Râului și Școala Gimnazială din Racovița. La final, un grup de elevi de la Liceul Carol I din Sibiu a susținut un program muzical care a cuprins cântece patriotice.